seara, sunt emoționată și fericită pentru că m-ați invitat în această seară la ediția specială de Revelion. Bun, a început bine. Carmen, eu n-am vrut să vin. Pe bune, n-am vrut să vin. Dar au venit facturile și iată-mă și pe mine aici. Foarte fericită, mulțumesc, sunt onorată. Draga mea, Carmen, ce aș putea să spun eu despre tine? Ești mare. Da, ești mare. Da, cam atât. Vă mulțumesc frumos, seara frumoasă și la mulți ani! Sunt și bun. Nu cred. Nu. Pe bune, Carmen. Tu îți dai seama că ăștia de la canalul ăsta, scuze, de la emisiunea asta, ăștia dau bani oamenilor ca să facă mișto de tine. Scuze, sunt glume, suntem vesele, avem umor și... Dar eu n-am vrut să vin. Pe bune, am spus că nu mai vin aici. Pentru că data trecută, prima dată și ultima oară, când au venit aici, mi-am auzit vorbe, ci că am spus textul prost. Pe bune? E vina mea? Textul ăla, mi l-au dat, ăla l-am spus, frate! Dați-mi text bun, spun text bun! Domnul Bendea, ce treabă am eu? Hai de capul de zilele mele. Domnul Bendea, vă văd aici. Știu că dumneavoastră scrieți, dumneavoastră este scriitor, spui Bendeac, spui Balzac. Nu înțeleg reacțiile astea. Cum dumneavoastră, acest Dostoievski al publicității românești. Mă, micuță. Am înțeles, mulțumesc. Ce v-aș ruga, poate îmi scrieți dumneavoastră un text, ceva gen, dumneavoastră sunteți actor, sunteți artist, sunteți scriitor, sunteți doctor? Mor. O să fim cu toții doctori. Dumneavoastră sunteți politruc. Poliglot. Ziceam să-mi scrieți dumneavoastră un text și eu vă cedez. Am auzit, bine? Vă cedez drepturile de autor. Vă rog să credeți că, nu știu, am atâta admirație pentru dumneavoastră. V-am văzut zilele trecute în Centru Vechi, aveați așa o privire, aveați o febră a creației, aveați o sete de cultură, aveați o foame de cunoaștere, aveați formidabil și vă văd în teatru cum vă puneți sufletul pe tavă. Păi la cum duceți tava dumneavoastră de ani de zile în teatru? Păi ar trebui ăștia să vă dea premiu pentru cel mai tăvălit actor. Kellnerul anului. Dacă e. Doar dacă mamă, micuță. În fine, dar o să vă părăsesc pentru moment. Pentru că nu e așa. Nu despre dumneavoastră este vorba în această seară. Face obiectul unui alt contract. Mulțumesc producătorilor. Nu, dar asta am venit pentru scumpa mea, pentru doamna Carmen Tănase. Ea, această uriașă, această enormă domnișoară a teatrului, a serialului românesc. Ce cuvinte ar putea să o cuprindă? Că nu mai cuprinde nimic. E de ochi. Asta nu-i laudație. Da. Da?
Da, așa m-am gândit eu. Avem atâtea amintiri frumoase. Mergem împreună în turnee, cu spectacole, cu teatru. Și apoi, după spectacole, mergeam la restaurant, ca acum mergem să mâncăm salam cu pâine pe bancă în parc. Dar mergeam la restaurant și întotdeauna Carmen, generoasă, ea îmi dădea posibilitatea, mă lăsa pe mine să plătesc tot ce s-a consumat și se consuma. Din când în când, Carmen este însă un om atât de sensibil, atât de bun. Carmen, uite, dacă greșesc să-mi spui, Carmen visează să salveze toate animalele de pe planetă, indiferent câte labe ar avea. Lăbuțe, animaluțe cu lăbuțe. Și mă leagă de doamna Carmen Tănase o adevărată prietenie. O prietenie sinceră, bazată pe respect, pe stimă, pe admirația pe care mi-o poartă de asta mie, desigur. Dar am avut multe prietene și toate bune, dar niciuna nu e precum Carmen Tănase. Din fericire, da? Ce să faci, viața trece, timpul cu înaintarea în vârstă, mai renunț la pretenții și rămâi. Carmen Tănase ca prietenă. Carmen Tănase e un fenomen al naturii. Trăznește și tună și fulgeră când vrei și când nu vrei, da? Dar e minunată, e formidabil, e surprinzătoare. Vă dați seama, ține minte textul. Uneori. Câteodată. Și jucăm. Am petrecut multe, multe seri frumoase alături de doamna Carmen Tănase, în pace, în tihnă. Prietenii n-au nevoie de multe cuvinte, de pur și simplu în liniște. O liniște mormântală. Din păcate se întâmpla pe scena asta, da. Nimic, minunat. Și jucăm în multe spectacole. Uite, cea mai recentă premieră. Totul se transformă. Corect? Corect. Sigur, acum vă așteptați la gluma, la bancul cu asta. Carmen se transformă. Nu, nu greșiți deloc, într-adevăr. Carmen e de nerecunoscut. E complet transformată. Însă ceea ce mă fascinează la Carmen este sinceritatea. E atât de directă. Uite, spunea, dacă greșesc, mă oprești. Mă contrazici, foarte corect. Spunea odată Carmen, zice, cu Maia nu mi-e frică pe scenă. Se poate întâmpla orice. Se poate întâmpla să uit, să greșesc. Maia mă scoate. Și ce aș fi scos-o în șuturi. Da, era doamna Adriana Trandafir ocupată și am rămas prietene așa. Ce să vă spun, Carmen Tănase e... o persoană tânără, veșnic tânără, atât de plină de viață, atât de plină de vivacitate, de vitalitate, o șampanie. Și e șampanie, bine ar fi să rămână trează până termină monolog. În fine, acum o văd, draga mea, într-o nouă ipostază, în juriu. Juriu la Ai Umor, alături de oameni absolut minunați, de artiști formidabili, de cum o cheamă? Delia. Delia. Unde? Aici. Au, minunată. Delia. Vă iubesc. Delia! Delia! Formidabil, o actriță. Au, o cântăreață minunată, un artist total, de mare angajament. Mai aveți vreun angajament? Da. Să trăiască, bravo, aplauze. Minunată. Putem râde puțin acolo? Nu. Bine, am făcut tot ce am putut. Sunteți o femeie absolut minunată, fascinantă. Și n-aveți nicio operație. Și nici nu vă trebuie. Deși vreo două așa, poate adunare, înmulțire, operații aritmetice simple, ce ziceți? Și iată-l pe el. Ăsta. Cum îl cheamă?
Și iată pe domnul Chelu, iată-l aici. Wow, domnul Chelu, domnul Chelu. Doamne, că n-am mâncat niciodată semințe la dumneavoastră la spectacol, fiți blândă. Păi nu, floricele, unde semințe? Floricele mâncăm acum, desfacem bomboane. Și iată-l aici, că în altă parte, unde să fie dânsul, aici. Spuneați? V-am întrerupt? Nimic. Dar n-am venit aici să vorbesc despre acești oameni minunați, ce mustesc de talent. Am venit să vorbesc despre doamna Carmen Tănase, care mustăcește și domnia sa. Carmen Tănase e un om cum eu n-am întâlnit până acum, și eu am întâlnit niște oameni la viața mea. Publicul o adoră, vine să o vadă în spectacole, o urmărește în emisiuni pe rețelele de socializare. Și eu, eu mă bucur foarte mult. Nu, că nu sunt invidioasă, nu, n-am nicio problemă. Nu, nu, mă bucur foarte mult pentru dânsa. Și nu sunt invidioasă deloc, n-am nicio problemă. Carmen Tănase este prietena mea. Eu mă mândresc cu această prietenie. Eu nu i-am spus niciodată lucrul ăsta și nici nu eu voi spune în această seară. Că n-o dăm pe lacrimă acum deloc. Punct. Carmen Tănase, aș fi spus eu, că așa scria în text, e sufletul pereche, nu-i adevărat? E sufletul complementar. E cealaltă parte. E un actor, un artist minunat, desăvârșit. E un om, e o prietenă pe care n-o să o pierd niciodată. Orice îi faci. Mergi. M-a luat și pe mine un pic. A intrat Dan Badea în mine. Și m-am emoționat.